Zonele aglomerate în care s-au desfășurat manifestări religioase, cultural, artistice sau de agrement, precum și drumurile publice. Acestea sunt locurile în care polițiștii giurgiuveni au asigurat liniștea și ordinea publică în perioada mini-vacanței de Paști. În cursul celor 3 zile, giurgiuvenii au dat dovadă de spirit civic și modul în care aceștia și-au petrecut sărbătorile în afara domiciliului a fost unul liniștit. Nu același lucru s-a întâmplat în anumite familii. În mediul rural, pe fondul consumului de alcool, s-au produs 8 altercații. Pe timpul mini-vacanței de Paști, polițiștii au acționat în zona discotecilor, barurilor și a lăcașurilor de cult, astfel încât nu au fost înregistrate evenimente grave. Au fost și excepții în care diferiți cetățeni au avut altercații intrafamiliare sau care s-au produs pe fondul consumului de alcool, însă polițiștii au luat măsuri de a-i sancționa contravențional sau a întocmi dosare penale pentru lovire sau alte violențe. Dacă majoritatea giurgiuvenilor a înțeles că sărbătorile se pot petrece în liniște, nu același lucru putem spune și despre conducătorii auto. Pe parcursul celor 3 zile, oamenii legii au aplicat peste 200 de amenzi și au întocmit 21 de dosare penale. În această mini-vacanță s-au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 60.000 de lei. S-au reținut 28 de permise de conducere, din care 7 permise de conducere pentru consum de băuturi alcoolice, multe permise, 12 permise de conducere reținute pentru depășiri neregulamentare, în special în zonele unde au fost concentrate accidente de circulație pe depășiri neregulamentare. Au fost constatate 7 infracțiuni la regimul circulației, din care 4 infracțiuni pe fondul consumului de alcool. În perioada următoare, polițiștii de la rutier vor desfășura acțiuni pe linia depășirii regimului legal de viteză. În vizorul oamenilor legii vor intra și pietonii care nu traversează prin locurile special amenajate, dar și conducătorii auto, care nu le acordă prioritate acestora.